O reușită extraordinară a canotajului românesc. Iar eu mă bucur să vă pot spune că pandemia asta ne-a dat viața peste cap, dar cu toate acestea am avut un an foarte bun. Un an foarte bun la toate nivelele, începând la juniori, tineret, seniori. Aceste rezultate ne stimulează și ne ajută să putem trece mult mai ușor peste ceea ce ne așteaptă, pentru că nu ne așteaptă nimic bun la cum se prevede situația acestei pandemii, care nu știm ce turnură va lua. Ne-a fost dat peste cap planul de pregătire, ne-a fost dat peste cap viața noastră, ne-a fost dat peste cap tot. Dar cu toate acestea, faptul că am știut să fim o echipă și suntem familia canotajului, nu este mare, este mică, dar este unită. Și acest lucru ne-a ajutat să putem trece peste toate aceste greutăți. N-am avut infectări în lot, n-am avut... Iar acești sportivi seniori sunt modele pentru cei mici. Sunt foarte mândră de acest sportiv. În stânga și în dreapta mea sunt capitanii celor două loturi, de fete și de băieți. Dar eu sunt mândră de toți, de la cel mic până la cel mare, pentru că sunt foarte ascultători, sunt dornici și sunt nerăbdători să ajungă la Jocurile Olimpice. Iar obligația noastră a tuturor este să facem tot ceea ce depinde de noi ca să-i putem ajuta să urce, să crească frumos și să ne aducă acele satisfacții de mândrie că suntem români, să vii acasă cu 4 titluri continentale. Asta ne spune că am revenit în elita mondială a canotajului românesc și ne batem cot la cot cu cei mai buni. Toate aceste performanțe noi nu le puteam realiza dacă nu aveam lângă noi sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, și mă bucur că domnul ministru este astăzi alături de noi. Și indiferent cum vor decurge lucrurile în continuare, domnul ministru mi-a promis că nu ne va mai trimite acasă. Va încerca să ne ajute să stăm în locul nostru frumos la Snagov, cu toate că planul nostru de pregătire prevede cantonament de aproximativ 4 luni în Italia, finanțați de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Și pe această cale țin să le mulțumesc că singur nu puteam realiza aceste obiective îndrăznețe în vremuri tulburi. Ăsta este obiectivul principal al lor, al meu, al federației. Și am spus-o de atâtea ori, un sportiv, dacă nu reușește să ajungă pe podiumul olimpic sau să ajungă la olimpiadă, munca lui nu are cum să fie încununată de succes. Și eu le doresc tuturor celor care au fost pe podium aici, care n-au ajuns pe podium, dar cărora nu am ce să le reproșez pentru că au luptat exemplar, să trăiască din bucuria celor din generația mea, după mine, înaintea mea, noastră, a celor care am urcat pe podium nu odată, de multe ori, și satisfacția pe care o trăiești atunci când ești pe podiumul olimpic, nu poți să o compari cu nimic. În mare parte, cred că aceasta va fi formula, probabil cu unele schimbări. Pentru mine a fost o altfel de cursă și un altfel de european. M-am bucurat foarte mult să pot trage cu ea și să fim în aceeași barcă. Nu a fost ușor, cum a menționat și doamna Lipă. Am avut pregătire acasă 2 luni de zile, dar am reușit să ne întoarcem la Snagov și ne-am adaptat la această situație. Este o performanță foarte mare, pot să zic. Ne bucurăm de acest rezultat. Am muncit mult acest an, a fost destul de lung pentru noi, dar am reușit să muncim bine la Snagov, am avut toate condițiile
și nu ne-am predicat nimic ca la concurs să obținem cel mai bun rezultat.